Și mi-a trimis Mitra Mihăiș un ban. În acest moment, încerc să-mi fac prieteni în afara Facebook-ului, folosind însă aceleași principii. Așa că în fiecare zi merg pe stradă și le spun trecătorilor ce am mâncat, cum mă simt, ce am făcut azi noapte și ce am de gând să fac în continuare. Le arăt poze cu familia mea, cu câinele meu, de la grădinărie și de pe marginea piscinei. De asemenea, le ascult conversațiile și le spun tuturor că iubesc. Și funcționează! Sunt deja 3 oameni care mă urmăresc. 2 polițiști și un psihiatru.